Eu am discutat zilele trecute cu toate companiile, societățile, autoritățile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru ca cei care lucrează să încerce să strângă niște sume de bani pentru a participa la efortul ăsta care până la urmă e al Ministerului la care lucrează. Am avut un răspuns foarte prompt și uneori surprinzător de bun, în sensul că, de exemplu, de la Romața avem 1.500.000, 1.700.000 ca apreciere de roni. De la Registrul Auto Român, de asemenea, vreo 800.000 de roni și se adună. Acum cred că suntem undeva la 4 milioane, dar mai sunt mulți alții care mai discută cu sindicatele, mai discută cu angajații, să gândesc la diverse soluții. Cred că ne putem gândi la un sprijin din interiorul Ministerului Transporturilor de 7-8 milioane de roni până la sfârșit.